Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod din seria noastră de Call of Duty Modern Warfare 3. Bă, fraților, nu uitați să apăsați pe acel buton de like. Haideți să strângem cât mai multe like-uri, pentru că mai avem foarte, foarte puțin și încheie și o seria asta. Deci mai sunt încă două misiuni după asta. Deci încă două episoade. Și văd că e pe aici, nu știu, 20 de minute mai devreme. Deci mi-a arătat în viitor chestia asta, ok, bun. Bă, deci în acest episod, de fapt în această misiune trebuie să-l salvăm pe președintele... Nu, bă, trebuie să salvăm pe fica președintelui rus, adică... Bă, cum îl cheamă? Vorhevski sau ceva genul ăsta. Și după trebuie să-l salvăm pe președintele Rusiei. Și apoi trebuie să-l omorăm pe Makarov și cam ăsta e jocul. Ok, oh, am sniper. Oh, ce tare e. Și am aici un fel de... Bă, este scar, nu câte știu eu. Ok, deci este, de fapt da, e scar, nu un fel de scar, este pur un scar. Ok, bun. Asta e o misiune puțin cam complicată și puțin cam grea și cam lungă, dar nu contează. După am văzut că nu e foarte apreciată seria de Call of Duty. Ok, se pare că deja am murit, n-am mai jucat ăsta Call of Duty de foarte mult timp. Știu că n-am mai postat, oricum cred că nu vă pază, că și așa nu vă place vouă. Dar v-am spus, bă, fraților, că pur și simplu vreau să termin această serie, pentru că nu vreau să mai las serii neterminate pe canal, pentru că arată ca un mare șet și mai bine le termin și chestii de-astea, știți și voi. Și adică nu e cel mai tare joc ăsta, a apărut în 2011, știu că e cam vechi, dar na, am vrut să filmez că îmi place și că nu prea sunt youtuber român care a făcut serie cu acest joc. Și adică se pare că trebuie să ne adăpostim așa puțin, în caz că nu știați. Nu știți, eu joc la penultima dificultate și cred că am zis chestia asta în fiecare episod. Deci, bă, eu nu pai ce-o. Tu unde dracu trăgea? Da, trebuie să fie în zona asta. Ok, ok, se pare că mă joc singur aici, nu mă ajută nici dracu. Hai că putem să tragem până gardul ăsta. Cred că putem. Ok, încă am mai unul sus acolo. Asta încă puteam să mă folosesc sniper. Da, ce mai contează acum? Am trecut. Și mai barosanul ăsta care nu știu ce vrea să facă pe acolo. Să plimbă sau pana mea ce face el pe acolo, nu știu. Defilează printre gloanțe. De ce să nu știu, da, defilează printre gloanțe, ok? Se pare că tipul avea shotgun. Mă, bun. Adică o să mă duc în spate și o să-i omor cu sniperul. Pentru că vorba e one shot, one kill. Lol, e liber. Hai să punem ținta asta, adică acest Acox Rob. Arată mult mai bine și putem să vedem mult mai bine țintele. Adică acești ruși, cred că-s ruși. Da. Nahoi, suca, blea, pizdieț. Ok, s-a salvat chiar când puneam scopul ăla. Mai decât o să le băgăm ceva grenade. Să mănânce și niște grenade. Ce la Dran Rambo. Am bine lăsăm pe sandman ăsta să ducă în față, pentru că el este invincibil, deci nu moare. Bineînțeles că o să moare, na. Doar că nu acum, nu vă zic când. Dar cred că deja știți că n-a să mai jucat jocul ăsta unul dintre voi. Totuși a fost un joc chiar foarte, foarte tare la vremea lui, în 2011. Bine, eu mă jucam în 2012 și mă jucam multiplayer. Deci era super tare, mă mușcam multiplayer, deci toată ziua, frate, deci toată ziua numai Call of Duty de ăsta și atât. Eram foarte mult cu sniper, mă mușcam de la... știam să fac quick scope, quick shot și alte prostile, toate prostile astea, sincer, nu mai știu cum să numesc prostile alea, că n-am uitat, bă. A trecut mult timp de atunci și eram să le bun. Și mă mușcam de la cu zombie. E un mod de la cu zombie, e super tare. Nu cred că să mai joacă lumea atât de mult de asta Call of Duty, MW3. Hai să mai băgăm o grenadă pe acolo și să băgăm și un flash, pentru că un flash ne aștept foarte, foarte mult. Deci cred că l-am dat aiurea și nu l-am luat. Uite, mă, vezi, ne aștept foarte mult un flash. Deci pot spune că e blană de urs. Bă, eu cred că abia aștepta să termin jocul ăsta, ca să nu mai postez episoade, nu? Pentru că vouă nu vă place, abia de să strâng 30-40 de like-uri. Și vă dați seama că nu prea îmi place chestia asta, pentru că totuși muncesc destul de mult să scot un episod. Filmatul 20 de minute, după mai vine randată vreo 40 și ceva de minute, de aici din start o oră. Mai vine partea cu... Oh, fucking shit, nu pot! Stați așa că nu pot să trec aici. Am nevoie doar un mai bun, nu știu, parcă... Hai să luăm, uite, asta. Frate, de fapt nu luăm, care țintă asta ciudată. Am nevoie de un... Nu, nici de
shotgun, parcă da, da, uite aici. Avem nevoie de un AK-47 și atât, nu știu, mi se pare ciudat, bă, scarul cu astfel de... Uite, mă, P90, mă, capul CSGO. Deci P90, eu am un skin de P90 modul sau ceva genul ăsta. Uite, vezi, mă mișc mai bine cu asta. Chiar nu e bun scarul, deci nu e bun de nimic, mai ales în zona pe aici. Bă, sper că intră... Ah, fuck, nu mai am gloanțe, cred. Ah, fuck, serios, man? A rămas fără gloanțe. Hai să luăm. Ah, uite, mă, e bun și ăsta. Calașul ăsta. Dus-le bun. Mă, trebuie să facem ceva în zona asta, mă. Trebuie să băgăm ceva flash-uri. Sau ceva grenadă, pentru că nu avem cum să trecem. După cum vedeți, ăștia mă omoară din prima, ok? Deci nu pot să rezist nici măcar 2 secunde. Odată ce m-am văzut, nu mă împușcă direct. Că na, el e chelatra, nu putea să joace și el pe normal, să treacă mai repte, nu? El a vrut pe hard. Na, hard, hardcore, știți și voi. Știți și voi cum merge treaba, bă, băgăm un flash în zona aia. Bă, dacă-s bulangii sunt și asta e doar prima parte, o să urmeze și o parte foarte, foarte grea. Cred că zi-mi ia episodul ăsta o jumătate de oră. Ia tu, domnule, acolo un flash, simte-te bine. E nasoc când îi dau flash și el să-l lasă în jos. Și nu prea pot să-l împușc. Gata, gata. Ăsta e momentul meu de glorie. Se pare că a rămas fără flash-uri. Dar no problem. Keladran is always with you, my friends. Și era pe aici un calculator de la Enemy Intelligence. Sau ceva genul ăsta, nici măcar n-am zis bine. Dar na, cui pasă, nu? Oh, suntem ca pe sniper. Așa, bă. Așa mai vii de acasă, ok? Altă viață, altă treabă. Am venit și ăsta. A, e bine că intră pe în gard, acolo. Nu, nu grenadă. Nu grenadă. A, deci aveam ținta pusă și n-am... Adică am apăsat pe G. Ca să ia grenadă, să o arunce. Doar că n-aveam cum, că aveam ținta pusă. Se pare că mai rămas unul. A, cred că e liber, gata, gata. Ok, ok. A, deci uite pe aici, în zona asta. Trebuie să salvăm pe fica președintelui. Bun. O, oh, ținte, stai așa. Ah, uite, mă, ținte, ok. Oh my god, RPG. Barosanlo are RPG. N-am mai priceput atât de bine. Tragă mai pe lângă el, după cum vedeți. Sau poate numai headshot. Nu știu. Nu știu de-astea. Mă, ce fain e cu zoom-ul ăsta. Oh, gata, rect, gata, easy peasy. Mă, ce l-a făcut. A, deci trebuie să-i protejăm pe ăștia, ok? Bă, am observat că ăștia au niște nume foarte ciudate ăștia în Call of Duty Modern Warfare 3. De exemplu, nu știu. A, uite-mă, stai, cum mai sunt câțiva pe acolo. O, rec. A, păcat că am doar... Bă, ăla, trage de acolo. Adică, frate, serios, o tragi de acolo, mine. Nu, nu cred, bă. Deci cum, bă? Tragea de la distanța aia. Adică, totuși, am sniper. Uitați-vă puțin cât a distanța. Nici măcar nu vezi, uite. Ceva bine, vezi, na. Dar nu știu care. Hai să luăm pe ăștia. Mamă, bă, da, ce am luat acolo. Ok, gata. Cred că mai sunt vreo 2. Da, mai e unul acolo și cam atât. Druid. Am văzut că ăștia au niște nume foarte, foarte ciudate. De exemplu, nu știu, Sandman, omul nisip. Mai e la... Mai unul, Trax? Oh my fucking god, că sunt... Ah, cred că ăștia trăgeau mine, mă! Nu ăia de acolo de sus. Că nu prea aveau cum. Mă, sunt ca niște furnici, niște. Ah, ce bine, acolo stă la acolo. Asta că trebuie să folosesc chestia asta ca să distrug... prostia, ok. Și o să vină drona, uite. De fapt o să vină un avion și o să distrugă toate astea. Ok. Păi cam complicat așa puțin. A, se pare că am încă 2, mă. Păi eu băgăm una acolo și una acolo. O să vină câteva rachete. Deci, adios, amigos. Adio, tankuri șmechere. A, se pare că ăștia tragă noi. Sunt așa ca niște furnici, așa micuți, vezi? Foarte epic. Noi suntem foarte, foarte pe aici cu sniperul. Îi sniperim.
Că cred că mai sunt, undeva nu mai sunt. Nu mai văd pe niciunul. A murit ea, mă? Ok, mi-am adus aminte. Se pare că acolo a fost o bombă și a fost o capcană și au murit. Deci au murit toți. Ok, deci noi acum trebuie să o salvăm pe fica președintelui. Îl dă pe trac, camion. Deci este camion. Camion e satana. Ok. Haideți să ne luăm o armă mai bună. De fapt, hai că e bună asta. E bun, e bun calaș ăsta. Oh, machine gun. Bă, dar nu prea bun, că se încarcă destul de greu și mai bună asta. Îmi încărcăm așa repede. Are și 30 gloanțe. Oh, ce-mi place chestia asta. Uite ce tare, e blană de urs. O coborăm așa cu fune, vezi? Dacă îmi pare mai semn niște asta. Funii, cred, nu? E super mega epic. Ok, deci trebuie să ne ducem la pod. Oh my god. Și-au rămas gloanțele, bă. Ok, știți, vezi, la machine gun-ul ăla. Și acum trebuie să mergem la pod și acum vine partea cea mai grea. Sunt foarte multe tankuri, foarte, foarte mulți oameni. Bun. Deci trebuie să luăm RPG-ul să distrugem tankul. Și bineînțeles că trebuie să tragem două rachete, sau nu? Doar una singură, ok. Nu, bossule, stai că minte. M-au prins gabării. Bineînțeles, stai și eu că am sniperul. Mi-am lăsat calașul acolo, dar nu contează. Bineînțeles că noi avem un sniper super șmecher. Și o să-i sniperim așa puțin. Intrați în picior. În plus că vizibilitatea redusă, sunt foarte multe chestii pe aici și nu prea-i vezi. M-am făcut cumva un double kill? Cred, nu știu. Haideți să ne luăm arma înapoi, dar cred că o să mai vină un tank. Mamă, cât sunt acolo. Hai bă. Dar trebuie să mai fie un tank aici. Ho-ho, easy peasy. Deci din partea asta vin ei. Da, și mai un tank acolo, cred că trebuie să-l distrugem. Băi, ăștia s-ai mei cumva? De fapt nu s-ai mei, că au costumul ăla, sruși. Ruznaci. Și cred că gata, i-am omorât. Mamă, deci nasol că n-am un lansător de grenade la arma asta. Și hai să mă duc așa mai în spate, că nu vreau să mor, băgăm un flash. Fuck, n-am flash-uri. Glumești, man? N-am nici măcar un fucking flash. Ok, astea sunt tankurile noastre, mă, așa bun. Au venit ajutoarele. Și acum haideți să-i sniperim așa frumos. Bă, și v-am spus că nu prea-mi plac misiunea asta, adică de genul ăsta. Adică cu foarte, foarte multe împușcături, foarte multe construcții, foarte multe chestii distruse și prosii. Adică chestii că n-ai vizibilitate, știi? Trebuie să te chinui acolo să-i vezi, să-i cauți și alte căcaturi. Dar oricum ce să mai, a fost un joc foarte tare la vremea lui, acolo până în 2011 și până în 2012, de ce nu? Deci tipul ăla trage, eu cred că are hack ăsta, mă, trage prea bine. Dar ce pus e bună. Bine, nu e atât de bună. Bun, am trecut și pe ăsta. Ok, zic că trebuie să avansăm așa cât un pic, cât un pic. Rect, copile. Și da, fraților, am uitat să zic. N-am pus status factions pentru că eu am vrut să filmez factions, doar că era picat serverul. Am așteptat vreo 15-20 de minute, m-am enervat și am zis că, bă, mai bine filmez eu un episod de Call of Duty și... Na, e mai bine așa. Totuși, acum când filmez e aproape 12 noapte și nu mai puteam să stau să aștept, să pornească chiar play-ul. M-am zis că mai bine o bar filmez drept de un episod de Call of Duty și cred că vorbesc singur acum pentru că nu o să uită nici dracu până aici. Știu că voi vă uitați și adică ești abonați adevărați, ca să zic. Adică doar veniți, dați like și plecați, adică nu cred că vă uitați la tot videoclipul. Pentru că știu că nu e foarte apreciată seara de... Era să zic de fake chance. E foarte apreciată seara de Call of Duty, ce bine să stea tipul ăsta acolo. Uite ăsta, mă. Ok, am luat ăsta. Se pare că trage unul din noi din... e al nostru ăla. Ok, ia și tu.
E și tu, Barosane. Bă, deci nu știu cine să trag, mă. Sunt amestecați ăștia pe aici. Dar chiar vă dați seama într-o situație reală. Cred că ți-a murit și prietenii. Vezi că nu prea îi recunoști, nu prea vezi. Adică, bine, o mică diferență. La haine mă refer. Dar nu prea îi vezi. O, RPG. Nu. Tot în mine trag ăștia. Păi normal că tragă mine, păi cine se tragă și ei, nu? Gata, ia-l pe toți. Acum trebuie să urcăm sus, trebuie să o salvăm pe fica președintelui. Am luat pe aici, mă? A, de fapt, puțin mai în față. Ok. Dar n-am pe unde să trec. A, uite pe aici, mă. A, și-a explodat clădirea aia, mă. Da, asta e că mi-a spus și la începutul misiunei, 20 minute mai devreme. Sau mai târziu. Mai târziu, cred. Habar n-am. Bine, au trecut 16 minute, nu 20. Pentru că Cheladran a tras bine cu arma și omor mai repede și na. Știi că zic? Ok, se pare că ăsta nu e un cinematic, nu putem să rim peste el. A explodat dita mai clădirea. Sunt foarte multe. Ah, uite mai aceeași chestie, vezi? Am buscat, ok, deci am buscat pe aici. Sper să avem aceleași arme, dar cred că mi-a dat scarul înapoi. Ah, mi-l lăsat-o pe ăsta, bun. Mamă, deci câte explozii, câte chestii, nu mai înțelegi absolut nimic în zona asta pe aici. Plus că n-are cine știe ce grafică. Adică bine, hai să spunem că e ok, pana mea. A, pardon, 2011. Haideți să mergem înainte noi. Mamă, dite mai tankul, lol. A rămas blocat pe acolo. Hai că până vine și ăsta. Oricum ușor să treci pe aici, dita mai drumul și na. De fapt nu e până zona asta. A, de fapt cred că trebuie să vină ăsta să deschidă, da. Deci trebuie să vină prietenașul de Sandman și trebuie să deschidă ușa. Hai bă, deschide ușa. Parcă e fute un picior sau ceva genul. Așa badass. Eu uite-l pe ăsta, e un fel de Hulk ăsta, nebun. Oh, fucking shit, stai așa. Hai să tragem un sniper pentru că nu putem să merem. Ah, mai sunt și în față ăștia, mă. Scuze, boss, n-am vrut. Ok. Și trebuie să mai fie unul. Dar uite în casă acolo. Sunt mai mulți, de fapt, nu chiar unul singur. Nu îmi spune că nu mai am gloanțe la sniper. Exact, nu mai am gloanțe la sniper. Hai să, nu știu, să luăm o altă armă. Nea, nu știu, că n-am nevoie de el. Plus că nu e bun la depărtare. E bun la apropiere și atât. Și v-am spus că nu avem cum să ne apropiem de ei, pentru că e foarte greu. Exact. Deci pur și simplu nu avem cum să ne apropiem de ei, pentru că ne omoară instant, ne omoară din prima. Hai să băgăm o grenadă la tipul ăsta, pentru că tot stă el acolo și cred că am dat-o foarte grea. Da, și mi-a dat-o înapoi. Și au venit foarte mulți. Grenadă for the win. Deci cred că am murit de 10 ori până acum. Da, nu mai e atât de ușor. Hai bă să băgăm grenada bine. Și acum să tragem în zona asta. Încărcăm repede și o să mai vină câțiva. Vreau bine că s-a dus tipul ăsta înainte. Oh, așa mă, gata mă, am găsit o armă și mai cremă. Uite, machine gun, gata frate. O să-i ciuruim. Bun. Apoi deja au murit toți. Ok, no problem. A, mai sunt bă. Bă, dar cum a trecut ăla? A trecut între ei sau ce? Cred că a trecut între ei. Oh, bă, ești prost. Machine gun. Ok, nu e bine, deschide boss-ul și-am. Tot așa cu piciorul. E bede să stăm mai nebun. De singura chestie care îmi place la machine gun e că stai și încarci la 20 de secunde. Bine, nici chiar atât, cam 10-15. Așa, și te trag noi, mă. Ah, fucking shit, păcat că n-am un flash. Ho, ce bună e asta, mai ales la apropiere așa. Deci rupe barma asta. Băgăm și acolo, băgăm și acolo, nu știu sigur dacă e bine, eu am băgat să fie. Era liber, mă, de fapt.
Ok. Oh. Oh, fuck. Dita mai bomba. Ah, și luăm pistolul ăsta și împușcăm pe amândoi. Mamă, cât de epic, îmi place mie. Mamă. Deci asta e cea mai tare fază în tot jocul, frate. Știi? A, bă, cam atât și cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Haideți să strângem măcar 40-50 de like-uri. Sper că v-a plăcut. Eu sunt Cheladran. Pe data viitoare, bă. Hai, salut.